Hei, bine te-am regăsit! Sunt Magdalena Stavila și în acest clip vreau să vorbim despre cuțitul de paletă și cum îl folosesc. Vom vorbi despre de ce sunt atâtea forme la cuțitul de paletă, cum încarc cuțitul de paletă și apoi cum anume aplic vopseaua pe pânză. Avem această multitudine, am puține aici, prezint puține cuțite. Am aceste forme pentru că fiecare în parte va lăsa pe pânza mea o anumită tușă, un anumit fel de mărime, de grosime și de aceea este bine să ai câteva diferite ca mărimi și formă care să-ți îmbunătățească pictura. Mergem mai departe și haideți să vedem cum încărcăm cuțitul de paletă. Voi folosi un cuțit mediu ca mărime. Dacă dorești o pată plină, da, mare, încarcă cuțitul de tot. Haideți să vedem aici. Întâi îmi aranjez pe paletă culoarea, așa încât să o pot lua cum doresc. Iată. Am încărcat cuțitul. Și aplic o pată plată. Și acum trecem la următorul aspect important, cum aplic? Atunci când desenăm cu un creion, dacă apăs ușor cu creionul, voi obține o linie fină. Dacă apăs mai tare cu creionul, voi obține o linie groasă, puternică. La cuțit e puțin invers. Dacă aplic apăsând ușor pe cuțit, da? Voi lăsa un strat suficient de gros ca pata mea să umple toată textura pânzei și să fie plată. Cu cât apăs mai tare, voi obține transparențe. Va fi subțire. Legat de același lucru, de cum aplic culoarea pe paletă, este și modul în care decidem să amestecăm culorile. Avem două opțiuni, fie amestecăm pe paletă, fie pe pânză direct. Voi începe cu a combina culorile direct pe paletă. Separat îmi iau și îmi combin culorile. Le amestec bine și vreau să menționez aici că atunci când pictăm cu cuțitul de paletă nu este neapărat nevoie să folosim un mediu. Pasta trebuie să fie viscoasă, densă. Amestec bine, mă asigur că s-a omogenizat culoarea și aplic. Pot aplica și în tușe rapizi, scurte, depinde de ceea ce vreau să obțin. Acesta este un mod direct de pe paletă. Acum mergem mai departe și vom face ceva de genul acesta. Aici am folosit un amestec direct pe pânză. Ce am făcut? Nu am curățat cuțitul de paletă direct pe această pânză, ca să am pata plată, curată, și l-am lăsat cu o culoare dinainte și am adăugat galben. Și în felul acesta obțin tot felul de texturi, nuanțe. Când pictez ceva din natură, acest stil de a amesteca direct pe pânză este binevenit. Voi pune și puțin albastru. Îmi las cuțitul cu galben, iau și puțin albastru și să vedem ce se întâmplă. Ca să demonstrăm varietatea de nuanțe și plasticitatea ce o voi obține prin această metodă. Am avut chiar și roșu pe cuțit. Deja din aceste tușe puține îmi pot imagina că atunci când pictez un peisaj, acest stil îmi va fi în avantaj. Mare atenție, folosind acest stil, să nu ajung să murdăresc, să îmbâxesc pictura. Trebuie să am și zone calme, liniște, curate, unde nu se amestecă toate culorile și să am culori murdare, pământii doar. Acum, cuțitul de paletă, pe lângă faptul că folosesc piciorușul, da? Folosesc piciorușul, pot folosi și muchia acestuia. Și lucrul acesta ne va ajuta să trasăm linii. Deci să trasez o linie. Acum, pe pânza nepictată, fără niciun fel de culoare, voi avea o linie întreruptă. Încarc cuțitul pe muchie, iată. Așa. Și așa cum folosește o pensulă și cu latul și pe vârf, mă folosesc și de cuțit. Am, după cum am spus, o linie întreruptă. Haideți să vedem cum se modifică lucrul acesta atunci când pictez pe o culoare. Mi-am încărcat nu tot cuțitul, ci muchia de care am nevoie. Iată. Nu mai am o linie întreruptă. Revin, îmi așez frumos cum trebuie. Cu cât am mai multe denivelări, atunci când pun culoarea pe cuțit, voi avea și aici, după cum se observă, o linie mai scămoșată. Pentru a demonstra puțin diferitele forme de cuțit, haideți să aplicăm niște pete cu cuțite diferite. Vă sugerez să fiți cât mai creativi, să încercați lucruri noi. Ceea ce v-am prezentat eu sunt lucruri de bază. însă puteți să vă dezvoltați propriul stil. Folosiți cuțitul aplicând vopsea după felul vostru de a fi. Vă cum se vede, eu dacă aș sta așa în tihnă, aplic așa cu liniște, cu... Și asta se vede în pictură. Dar poți să fii și rapid, agitat, și asta se transmite. Așa. Un cuțit. Acestea seamănă. Doar că am acest vârf și mă ajută să fac frunzulițe, de exemplu. Acesta. Care mă ajută să fac linii drepte sau pete cu contur. Îl folosesc atunci când pictez la clădiri mai mult acest cuțit. Ok. Și am și această formă interesantă. Trebuie să precizez faptul că unele cuțite sunt mai dure și altele mai flexibile. Au piciorușul mai flexibil. Aici va trebui să te obișnuiești cu presarea. Urma acestui cuțit seamănă cu o pensulă din aceea ce mai poartă numele de limbă de pisică. Și astfel de cuțite care sunt mari, late, le puteți folosi cu precădere la pânzele mari, dacă aveți suprafețe mai mari. De aici încolo rămâne la creativitatea voastră să folosiți cuțitul de paletă. Fiți atenți cum umpleți cuțitul. Este important să nu ajungă pe partea superioară a piciorușului, pentru că vă va da bătăi de cap și se va împrăștia unde nu doriți vopseaua. Și de asemenea, atunci când aplicați culoarea, fie că folosiți tot piciorușul sau doar muchea lui, fiți creativi și aveți îndrăzneala să folosiți după bunul plac. Dacă ți-a folosit acest clip, dă un like și abonează-te! Pe data viitoare!